Bună dimineața, bun găsit! Cei implicați în gestionarea situației spun că fenomenul a luat amplare în ultimii 2 ani, în timpul pandemiei, iar cauzele sunt multiple, de la neglijența părinților care nu le asigură copiilor o educație sănătoasă, apoi avem abandonul școlar, iar pe locul 3, atenție, rețelele sociale care au și ele o influență negativă. În ultimii 2 ani, peste 140 de minori au născut în maternitățile din Mehedin, iar 20 dintre acestea au ajuns în centre de sprijin pentru că nu aveau posibilitățile și capacitatea de a crește singure un copil. De altfel, această problemă este una națională și în fiecare an România și Bulgaria ocupă primele locuri în Uniunea Europeană la numărul mare de mame tinere. Nu am vrut să păstrez sarcina, i-am spus lui să... Ce are de gând dacă mă va ajuta în privința asta? Și el a zis că nu va fi de acord, a zis, mi-a propus ca să scap de sarcină. Când avea 16 ani, Bianca a fost sedusă de un individ care, când a aflat că fata este însărcinată, a abandonat-o. Adolescenta a ajuns într-un centru de sprijin unde este susținută material și psihologic. Am încercat, am să dau de el să recunoască copilul, să avem o legătură, a zis că va face testul de paternitate și când am născut, i-am dat mesajele, i-am scris să vină să facă testul, a citit, m-a blocat și nu mi-a mai răspuns. Alte 20 de adolescente au fost în ultimii ani în centrul de sprijin, iar numărul lor a crescut în ultimii 2 ani. Ele nu sunt pregătite să răspundă nevoilor unui copil. Și prin serviciile pe care le oferim, atât ceea ce înseamnă monitorizarea unei sarcini, continuarea cursurilor școlare, cât și pregătim pentru nașterea viitorului copil. Principalele cauze sunt neglijența părinților care nu oferă copiilor o educație solidă, sărăcia, abandonul școlar, accesul la rețelele de socializare. Este un cumul de factori. Cel mai important, poate, dintre toți acești factori este educația. Vorbim de cele mai multe ori, sunt și excepții, dar de cele mai multe ori vorbim despre tineri care provin din familie fără foarte multă educație, ei înșiși și copiii de care vorbim, evident, neșcolarizați sau neșcolarizați suficient. Specialiștii spun că aducerea pe lume a unui copil la vârste foarte fragede, într-un mediu nesigur și lipsit de un suport material, influențează cursul vieții unei adolescente pentru totdeauna și sunt puține cazurile în care ea își mai găsește un echilibru.